Oana Săvoranu taie și spânzură din nou. Cunoscuta vedeta aduce critici aspre în dreptul neasumării lui Alex Velea în privința etniei sale, pe care nu o recunoaște la fel de mândru precum Connector, după cum susține actrița. Mai mult decât atât, după ce s-a luat de aspectul fizic al solistului, aceasta a subliniat și faptul că bărbatul nu este deloc un artist de nota 10. La polul opus s-a aflat Connector, despre care a avut doar cuvinte de laudă. Ajungem la a treia familie cool. Este vorba despre Antonia și piticul buclucaș Alex Velea, cu care nu știu de unde să încep. Nu se potrivește întotdeauna look-ul lui de băiat rău cu cântatul lui de zici că e castrat. Poate 1,20 m, iar partea de sus nu se potrivește cu picioarele. El era foarte supărat că femeile la Dansez pentru Tine îi aduceau garderoba și odată i-au adus o cămașă care îi venea rochie la înălțimea pe care o are. Despre ea, ea face reclamă la napolitane, la mâncare, sushi. N-ar fi injust ca eu să vorbesc mereu de tot și să nu vorbesc și de ăștia? De ce? Ăștia sunt mai puțin penibili, dar în definitiv sunt la fel. Preferatul meu de departe, piticul buclucaș, idol la toți goldenii, fresh și toate cele. Uite-l pe acest dur al trapului. Ai pornit la drum cu Smiley și cu Connector. Smiley nu mă dă pe spate ca artist, în schimb Connector, tot țigan de-al tău, își asumă. Iar tu, iată că nu ești țigan, ești suedez, colț cu norvegian. Connector e un tip talentat, asumat și nu se prostituează. Înțelegeți ce înseamnă. El face de când se știe calitate de muzică. Unul dintre puținii artiști români pe care îi ascult a mărturisit Oana Săvoranu pe canalul său de YouTube. Fanii îndrăgitului cântăreț așteaptă o reacție din partea sa pentru a echilibra balanța replicilor tăioase pe care le-a aruncat Oana Săvoranu.